Jucătorii lui FC Vaslui își refac forțele. Galbenverzii se pregătesc intens pentru a termina campionatul în plutonul fruntaș, astfel încât să prindă Europa League. Noi încercăm să ne vedem greșelile noastre și să le eliminăm pe viitor. Acum trebuie pas cu pas să mergem. Este o înfrângere care este destul de greu de digerat, dar mergem mai departe. Noi sperăm să prindem. Nici nu se pune problema de așa ceva. Dar trebuie să muncim mai mult, trebuie să fim o echipă și dacă vom fi o echipă, cred că ne vom îndeplini obiectivul. Galbenverzii pregătesc în această perioadă partida cu CSMS Iași, care va avea loc luni 26 noiembrie de la ora 21:30.